De la 10 ani, americanul Kevin Pollak susținea spectacole de genul stand-up comedy, iar peste alt deceniu mergea în turnee profesionale pentru același scop. Născut pe 30 octombrie 1957 în San Francisco, Pollak are șansa de a primi rolul Rool în filmul Willow. Și din acest moment, seria filmelor de televiziune și a producțiilor pentru marele ecran îl onorează. Actorul nu renunță însă la o altă iubire a sa, teatrul. Într-o manieră de stand-up comedy și în atmosfera specifică a Academiei Americane de Film, Kevin își amintește cum a fost solicitat să joace în filmul lui Martin Scorsese, Casino. In 1979, I was a struggling stand-up comic working some clubs in New York. I remember I finished a set one night, walked out of the club, was strolling up First Avenue, and this huge black limousine pulls up alongside, and the tinted window rolls down, and there sits Martin Scorsese, and I thought, oh my God, is this my break? I mean, did he see me at the club, and he's just tracking me down? He leans out the window, and he says, hey, kid, I think you got something. I said, really? Thank you. Un alt film de acțiune în care americanul Pollak joacă este cel numit Ostatic, aici interpretând personajul Walter Smith și avându-l ca partener pe Bruce Willis, polițistul care se vede nevoit să renegocieze un conflict cu luare de ostatici.